Pe plan local, ponderea persoanelor de vârstă activă care nu sunt implicate oficial în niciun fel de activitate economică se ridică la aproximativ 27%, relevă datele Institutului Național de Statistică. Dacă în alte țări integrarea lucrătorilor defavorizați în muncă beneficiază de sprijin din partea autorităților prin subvenții directe pentru acoperirea salariilor lucrătorului vulnerabil și chiar al personalului de suport, contracte rezervate sau clauze sociale de inserție în contractele publice pentru întreprinderile sociale de inserție, în România aceste instrumente nu sunt destul de folosite. În cazul subvențiilor, peste 90% din ajutorul de stat oferit pentru angajații din categoriile vulnerabile, conform legii 76/2002, au mers în ultimii 3 ani majoritar către șomeri cu vârste peste 45 de ani și prea puțin către alte grupuri vulnerabile. Categoriile vulnerabile sunt cele mai expuse la riscul de sărăcie și excluziune socială, iar multe dintre familiile acestor persoane trăiesc din ajutorul social, care este insuficient asigurării unui trai decent. Specialiștii atrag atenția că între principalele probleme cu care se confruntă persoanele vulnerabile și categoriile care au cea mai mare nevoie de suport se numără dificultatea obținerii unui loc de muncă, probleme sociomedicale, lipsa unei locuințe urmate îndeaproape de absența familiei, a unuia sau a ambilor părinți, dificultăți în îngrijirea copiilor, existența unui cazier judiciar, probleme cu abuzul de substanțe, lipsa accesului la educație și instruire, precum și violența domestică. Cu toate acestea, ca persoanele vulnerabile pot deveni membri activi în societate, o dovedește și activitatea Asociației Ateliere Fără Frontiere, relatează newmoney.ro.